A devenit deja o tradiție ca în fiecare an Uniunea Scriitorilor din România, filiala Craiova, să-i premieze pe creatorii reprezentativi ai Băniei. Reuniunea noastră parafează anumite lucruri care țin de colegialitate. Faptul că ne întâlnim consfințește anumite lucruri care ne leagă și ceea ce ne leagă este o anumită părere despre cultură care prezintă o țară. Ceea ce ne leagă este colegialitatea, suntem colegi, chiar dacă nu de serviciu neapărat, să zicem, de la Facultatea de Litere, suntem colegi cu toți ceilalți creatori, suntem colegi între noi, oamenii care credem că avem oarecare imaginație și care punem publică această imaginație în cărți, în opere de artă. Premiul Cartea Anului i-a revenit lui Nicolae Panea pentru Orașul Subtil, apărut la editura etnologică București. Antropologia bună, nu știu dacă m-a făcut unul dintre cei mai cunoscuți antropologi din lume, dar văd că e profitabil să scrie antropologie frumoasă. Iei premii. Mulțumesc frumos! Felicitări! Același premiu i-a fost acordat și lui Traian Dobrinescu pentru volumul Cei morți înainte de moarte, apărut la editura Aius Craiova. Cât despre carte, dacă juriu a pus acest pres pe ea, nu mă rămâne decât să spun că așa este. Îl acuzam pe domn profesor într-un mod voalat pentru că transcende cumva ideea, dacă ăsta este parlamentar, oamenii politici știu ei cam cum își fac averile și cum își iau premiile, domnul profesor. Aș vrea să fie un premiu sincer al juriului. Nu v-am doriți de noi, suntem rigizi aici. Pentru jumătate de secol pus în slujba scrisului, profesorul și criticul literar Marian Barbu a plecat acasă cu premiul Opera Omnia. Mulțumesc tare mult! Tare mult.